4.098 de elevi de clasa 8-a s-au prezentat la prima probă din cadrul evaluării naționale 2016, cea la limba și literatura română. Potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, examenul s-a desfășurat fără incidente. Nu au fost surprinse tentative de plagiat, iar subiectele au fost accesibile. Ieri a avut loc prima probă din cadrul evaluării naționale pentru absolvenții clasei a 8-a, proba de limbă și literatură română, dintr-un număr de 4.290 de candidați înscriși, s-au prezentat 4.098, n-a fost niciun eliminat, nu am avut evenimente neplăcute, nu am avut înregistrate tentative de fraudă sau probleme tehnice de întrerupere ale energiei electrice sau alte asemenea evenimente. Nivelul subiectelor, după părerea colegilor mei, profesor de limba română, a fost unul acceptabil, nici foarte dificile, nici foarte ușoare, ci așa cum trebuie să fie pentru o ierarhizare corectă a elevilor. Absolvenții claselor a 8-a vor trece miercuri de ultima probă din cadrul examenului, cea la matematică. Rezultatele vor fi afișate vineri 1 iulie, iar prima etapă de repartiție în licee va debuta pe 19 iulie. Continuăm mâine cu proba de limba română, cu proba de matematică, urmând ca repartizarea computerizată să se facă în data de 19 iulie, prima etapă, și 28 iulie, etapa a doua, pentru cei care nu au fost repartizați la prima etapă. De remarcat ar fi că deja și-au exprimat opțiunea pentru școala profesională un număr de aproximativ 500 de elevi, care pot însă participa și la evaluarea națională. Și poate ar fi interesant de spus că la liceele unde agenții economici susțin financiar clasele de școală profesională s-au înscris deja mai mulți elevi decât numărul de locuri. Vorbesc de liceul Voievodul Mircea și de liceul Nicolae Ciuranescu. Lucrările elevilor care participă la examenul de clasa 8-a se vor corecta în centre de evaluare din alte județe.